În zilele toride de vară, șoferii au tendința de a porni aerul condiționat imediat ce se pornește motorul mașinii. Cu toate acestea, producătorii auto recomandă, pe baza cercetărilor recente, să așteptați câteva minute după pornirea motorului înainte de a activa sistemul de aer condiționat. În plus, pe vreme caldă, interiorul mașinii se încinge considerabil imediat ce deschideți ușile. După ore petrecute în soare, materialele plastice din interior, mai ales în mașinile mai vechi, eliberează milioane de microparticule nocive. Așadar, este esențial să deschideți geamurile imediat ce intrați în mașină și să parcurgeți primii kilometri cu ele deschise. Deschiderea imediată a aerului condiționat accelerează inhalarea acestor microparticule periculoase, inclusiv vapor de combustibil. De asemenea, căldura încălzește și sistemul de ventilație, iar dacă nu a fost curățat corespunzător, poate propulsa diverse bacterii ce pot provoca infecții respiratorii. Pentru a evita acest lucru, este mai indicat să deschideți ferestrele și să permiteți aerului proaspăt să treacă prin sistemul de ventilație. În același timp, pornirea imediată a aerului condiționat pune o presiune suplimentară pe motor. Aerul condiționat este alimentat de motor, iar acesta din urmă este deja solicitat la maximum, în momentul în care începe să rotească arborele cotit. Prin urmare, activarea imediată a aerului condiționat crește presiunea asupra motorului și asupra bateriei, care tocmai a fost solicitată pentru pornirea mașinii. De fapt, menținerea aerului condiționat pornit tot timpul poate duce la o scădere a capacității bateriei la fiecare pornire a motorului. În primele momente de funcționare a motorului, dacă aerul condiționat este pornit, consumul crește cu 25%. În schimb, la relanti, consumul de combustibil scade considerabil, relatează romaniatv.net.